Ministerul Educației a organizat un concurs pentru ocuparea posturilor de șef a inspectoratelor școlare în 41 de județe ale țării și municipiul București. Dumitru Tudosoiu a fost singurul candidat pentru postul de șef al ISJ Argeș, post pe care îl și ocupă de altfel prin delegație. Șeful inspectoratului școlar județean Argeș s-a retras însă din concurs înainte de prima probă. Astăzi, Dumitru Tudosoiu a explicat care au fost motivele retragerii. M-am trezit la Ministerul Educației și Cercetării Științifice, pus în fața faptului de a merge la un concurs cu o bibliografie pe care dați-mi voie să vă arăt că asta este minunată, din care m-am pregătit și din această frumoasă bibliografie să constat că nimic din legislația privitoare la legea educației, privitoare la codul muncii, la calitatea educației, la metodologiile prin care legea se aplică efectiv, nimic din aceste lucruri nu se regăsesc în modelele de subiecte de la nivelul acestui concurs, ci numai lucruri fine și extrem de fine, care n-au nicio legătură cu funcția de inspector general și cu ce face inspectorul general la inspectorat, dintr-un anumit autor, vă pot și cita, și am spus, nu e adevărat, adică eu de ce am învățat? Eu toată perioada asta de când s-a publicat concursul, în afara muncii din inspectorat, am stat din timpul meu pentru a învăța. Dumitru Tudosoiu este inspector școlar general cu delegație, delegație ce expiră la finele acestui an școlar, mai precis pe 31 august. Dacă după această dată va mai rămâne sau nu pe această funcție, depinde numai de Ministrul Educației. Dacă ar fi promovat concursul, Tudosoiu ar fi încheiat cu Ministerul Educației contract de management pe o perioadă determinată de 4 ani.